Orice când a prins Nicolae, chiar și cel mai mic dintre ele, dincolo de tristețea despărțirii, este spontan însoțit de dragoste și de bucurie. Consider că atunci când a plecat la Domnul, am crezut un membru foarte drag al familiei și nu aș fi deloc surprins să aflu că sute de alți oameni au același sentiment. A rămas în inima mea cu toată căldura care lumina fața atunci când îl întâlneam. Această atitudine de tată iubitor care își așteaptă copiii cu brațele deschise, precum tatăl din Evanghelie, care a ieșit în întâmpinarea fiului risipitor, a cucerit ei. Dragostea părintelui pentru fiii săi duhovnicești era ca un magnet care pe unii nu lăsa să se îndepărteze de biserică și de bunul Dumnezeu, iar pe alții, chiar dacă la început aveau o mai mică bună voință, cu răbdare, îi aducea încet încet la bunul Dumnezeu. Acest lucru era foarte vizibil, mai ales în posturi, când părintele era salutat de sute de fii duhovnicești care doreau să se spovedească. Deși avea programe de rugăciuni și spovedanii de mai multe ori pe săptămână, când intra în biserică, o găsea plină de oameni. Uneori, după ce termina de spovedit, mulțimea spunea că n-ar fi crezut că va reuși. Iar altora, după câteva ore, venea doamna preoteasă îngrijorată să vadă cum rezistă. Rog pe Bunul Dumnezeu să-L așeze pe Părintele drag Nicolae în lumină, așa cum și Părintele a răspândit lumină în jurul său. Fragment din articolul Părintele a răspândit lumină în jurul său, scris de fiica sa duhovnicească, foarte apropiată Părintele și iubită și care i-a fost alături, Nicoleta Mărgărit, care este aici în biserică de față. Și care îi spunem și la mulți ani că este ziua ei astăzi. În continuare, dă cuvântul, după care vom viziona un film omagial, comemorativ, creat sau realizat de familia Tudor, care au ostenit și au trudit la așezarea și organizarea lui și pentru care, fapt, încă o dată le mulțumim în mod deosebit. Dar înainte de vizionarea acestui film în memoria, dăm cuvântul domnului doctor Răzvan Ionescu. Vă rog, poftiți!